La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai! Mă lasă! Ești fericit! Hai, să cânte muzica, să vină! Începem cu mătrile, nu? Dacă s-au ridicat toate restricțiile... Ține cu mâna în grindă de azi noapte, la ora 12, fără un minut, stăteam prin jurul casei, făceam tureci când a început, am dat cu petărzi, cu artificiuri, cu de toate, a fost o veselie, ceva ce nu se poate. Dar știi ce s-a întâmplat? Azi e zi de doliu? Iară ne-aș pregătit. E ziua când a murit COVID. Iară, dar când a mai fost? A murit COVID. De la ora 0 și o secundă. Mă gândeam când spui de Ion Caramitru, că ar fi împlinit 80 de ani. Nu, zi de doliu. Mă gândeam de ce sunt eu nepregătită. Azi facem, Caterin, cât putem și noi să mai facem, Caterin, că cu războiul ăsta din Ucraina numai de glume nu ți arde, dar știi cum? Mi-a plăcut. Mi-a plăcut guvernul României. Când se termină pandemia? Era vorba aia. Păi când se termină? Într-o miercuri. Miercuri s-a întâmplat. Mai noapte, așa, ca să nu ne ia pe toți cu vitejie. Deci ieri era COVID, azi nu mai e COVID. Cât suntem de penibili? Total. N-ai văzut în viața ta. Mai e COVID, dar e pe un trend descendent, ca să folosesc... Păi nu, că eu plec. Eu plec. Până ieri era dezastru. Nu mă vedea cu măscuța. Aveam hater o grămadă. Da, un țichir la mască. Dar n-ai 3 metri față de doamna Oana. Da, veneau cu ruleta să măsoare așa... Pe bun, adică am ajuns acum de dimineață, că tot veni vorba cu COVID-ul ăsta, am adus eu, că tu n-ai, nu m-ai întrebat nimic, mă uitam pe stradă, foarte multă lume cu mască. Acum, știi cum, e dreptul fiecare. Sorteze, să meargă cu mască sau să nu meargă fără mască. Bun, și e și o treabă psihică până la urmă, sindromul câinele, Stockholm, vorba sindromul câinelui în lanț. Știi care, nu? Când e dat drumul, o ia la fugă, după jumătate de oră se întoarce, când are de mâncare, n-are apă, el știe în lanț. Adică, bun, până la urmă e alegerea fiecăruia, cine va dori să poarte mască, o va purta, cine nu. Nu mai e alegerea fiecăruia. Poți să porți mască și înainte puteai să porți mască dacă vrea Ioana. Că nu era nicio spărare, adică dacă te vedea cineva cu masca, nu era nicio... Problema e că s-au ridicat toate restricțiile deodată, n-am intrat etapizat la Universității Balamuc, la școlii Balamuc, nu mai știi care e online, are COVID, n-are COVID, dă-i drumul la școală că avem de recuperat. Adică e așa o chestie de aia făcută pe repede înainte și pe genunchi, dacă se poate. Conform domnului Rafil, am înțeles că și al ministrului educației, că nu mai e voie cu online, nu? Dacă noi am discutat la masa asta că de mâine nu mai este COVID, COVID-ul te s-a necat în supărare. A tras două rachiuri și a murit, gata, nu mai e COVID. Dar e rușinos. Nu putea să facă și eu treaba asta mai devreme? E rușinos să spui că ai COVID. Dacă s-a hotărât la nivel central că nu mai este COVID, cum s-a dus COVID-ul? N-ai cum să fii bolnav de COVID. De s-a hotărât. Acum cu iodul. Acum ardem cu iodul. E o nebunie. Am terminat-o cu antiviralele, am vândut tot. Izolete, mașini de stropit, luna pe pereți. Am vândut de toate. Acum iod. Iod, că e amenințare nucleară. Iod. Toată lumea e nebunită după iod. Să fie iod. Stăm și mă uit așa, cam în ce hal de, manipulare, de, și o să mă cerți, animalică din aia, știi? Nici măcar nu e făcută la finețe, e făcută la modul grosier, așa. Dar dacă aveți iod, ce-a zis, mă? Iod, repede, iod. Mă, băieți, mă, nu vă trebuie iod, mă. Bă, vă trebuie altă planetă. Pă bune. Hai, opriți-vă un pic. N-ai cu cine. Nu. Pe bun. 2 ani de pandemie ne-a dus, că dacă ne arată așa pastiluța, noi... Știi cum? Nu cred că numai cei doi ani de pandemie... Măsuri, tot ce s-a întâmplat numai în cei 2 ani și asta a contribuit foarte mult, dar și lipsa dorinței de a te informa corect, abundența de informații greșite. Așa, tata așa, bunicul așa. Toată lumea se pricepe la tot. Știi că am un regret, Oana? Care? Știi că am un regret? Pă bune spun. Eu stau și mă gândesc unde mă duc eu să fac doza booster. Că am stat, că m-am vaccinat târziu. Așa. N-am avut încredere că îmi creșteau solzi, am simțit la solzi. După care, la prima doză, după ce mi-am făcut prima doză, am simțit că prind foarte bine semnalul. Vorbeam și fără cartelă, Oana, la telefonul mobil și am zis, wow, acum mă gândeam, zic, gata, la a doua nu-ți spun. La a doua doză am fost... Dar nu te crește nimeni să faci și boosterul. Dar unde să mai fac închis tot? Ei, nu chiar tot, mai sunt două centre. Da. Dragilor, dacă deci poți, dacă Oana vrei... Este frumos. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și bunutul să te țină frumoasă așa cum ești acum. Dacă vrei, poți. Că înțeleaptă ai să devii, cu timpul n-ai cum să devii și mai înțeleaptă de azi. Ba da, cu toții deci, putem cu timpul să devenim mai înțelepți. Să poate...
ne putem înrola în armata cele de-a treia doze, doza booster, armata al booster. Dacă vreți, eu fac înscriere începând de mâine dimineață. Ca să le dăm, dar ne-am dat o veste bună, oamenilor. Am înțeles. Mai ai vești bune? Mai am. Mai spune. Gata, facem centru de... la aeroportul Salcea, acolo la centru umanitar, economic, da, centru umanitar pentru refugiați. De astăzi au început lucrurile, au intrat în linie dreaptă pe repede înainte, corturi, acolo la centru economic Bucovina sunt foarte multe hale, nu știu dacă oamenii mai țin minte ce s-a făcut acolo, e o clădire înaltă, rotundă care și-a găsit în sfârșit așa, și foarte rostul, multe hale, da, lungi, dreptunghiulare, cu de toate, curent, apă, tot ce trebuie, trebuie să fie, adică, pus în funcțiune. Ce înseamnă centrul acesta umanitar pentru Ucraina, ca să înțeleagă tot ce vine care... din Europa, tot ce dă Europa, nu se mai duce bulu cum se duce înainte la Vama Sire și fiecare ia ce așa poate. Se duce organizat. Mergem organizat, alimentele în corturile astea, în halele astea, medicamentele aici, alea care trebuie încălzite aici, alea care pot să stea și la frig aici, ce trebuie la frigider aici, avem frigidere din coace, avem locuri uscate, coordonare și disciplină. Pentru că e nevoie. Când se anunță are nevoie Cernăuț, Ucraina, nu știu, Mariupol, nu știu, că Dumnezeu să merge, nu știu ce va fi, are nevoie de ceva, sun la Suceava, Suceava are tabelul, e ca, ca la o firmă, ca la un depozit, ca un mega depozit, un depozit uriaș. Asta e ideea, a intrat la poartă, ce avem? Medicamente, de care? Antivirale. Perfect, antivirale, mai avem 75.000 de cutii. Urcat 25.000 de cutii, unde sunt tirurile? Aici, de unde le luăm? Adică e o coordonare, va fi un centru european de asistență pentru Ucraina, va fi la Suceava, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o chestie extraordinară pentru Suceava. E o provocare imensă să vedem dacă președintele Consiliului Județean, prefectul Alexandru Moldovan, președintele Gheorghe Flutur, vor reuși să o gestioneze. E foarte greu să gestioneze așa ceva, vreți foarte serios, e foarte greu. Pentru că, știi cum, unde-s doi, unul vrea să fie șef, da, unde-s 100, fera, nici nu vreau să mă gândesc. Da, da, unde sunt 100, clar trebuie un șef, pentru că nu funcționează lucrurile. Nu funcționează. Mm, și un supraveghetor. Și un... dacă... Dar eu sunt bucuros că în sfârșit văd o utilitate, cu toate că nu mi-aș fi dorit să fie această utilitate, dată Centrul Economic Bucovina, care ajunsese să fie un fel de dărăpânătură frumoasă, care a costat 5 milioane de euro acum 15 ani și care a, dacă ar fi să o facem acum fără vreo 40, nu o făceai, și care efectiv... Nu era utilizată deloc. Sub nicio formă, din motive... de orgoliu politic, ca să ne înțelegem. Ca să ne înțelegem. Ne trebuie războaie. Da, da, nouă românilor, da. Psihologice. Noi românii nu funcționăm. Oana, dacă îți spunea de orice că... fel, ca să renunțăm variante la orgoliu. Prima dată, ca să... noi mergem, funcționăm pe psihologie inversă. De mâine nu aveți voie să ieșiți fără mască, să mortu. Ha, 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 da? După care... De mâine numai aveți voie... Bă, gata! Nu, păi nu. Sau cu bota. Cu bota, totdeauna țara asta așa a funcționat. Cu bota și cu psihologia inversă. Eu cred că merge și pe calea de mijloc dacă folosim aplicația numită Creier. Dar nu e... Este. Deci, dar nu se downloadează. Nu? Nu, e blocat. E blocat. Deci marfă este, dar nu se nu e updatată. Și rămasă foarte multe decenii. Nu mai merge. Hai, deci astăzi e o zi cu vești. Vezi bune, că am fost mai simpatic astăzi, n-am zis de Ucraina, crede-mă că mă culc pe povești de Ucraina, mă trezești cu povești de Ucraina. Eu sunt terminat. Beți oameni de dincolo, nici nu vreau să mă gândesc la ei. Cred că nu, în fine. Nu, în fine. Da. Sper să înțeleagă odată și rușii și ucrainenii că trebuie să ajungă la un compromis rapid, pentru că mor mii de oameni nevinovați, mor copii, mor femei, n-au nicio vină, nu găsim rost acestui război. Bine, un rost el are, clar, l-am mai discutat noi aici, dar nu așa. Că următorul paște care va fi, nu? Gluma aia proastă care circulă pe net, că cu bomba atomică. Ce faci dacă vezi bomba atomică? Nu știi. Te uiți la ea ca a doua n-o mai prins. Sper să rămână doar la stadiul de glume. Așa ziceam și acum o lună de zile. Pe 25 februarie, pe 24 februarie de Dragobete, nihilizeam acele la masa asta. Pe 25 și a început război. Toți ziceam acum, că ha, ha, ha. Da, bun, acum nu cred că trebuie să fim și ca în pas, Oana, am dat cu bombe. Lumii, știi, cu drobul de sare. Oana, nici am dat să bombe, nu exagerăm. Am dat cu glanți, am dat cu avioane. Ce mai urmează? Care e the next step, next level? Care e? Da. Știi cum se zice, să nu merem gând până la 10 cel puțin. Inspiri, cred că trebuie numărat mai mult aici și dai drumul la joc. Și găsită soluția.
bună și corectă pentru toată lumea. Dacă trebuie să găsești o soluție la o problemă generată de felul ăsta, nu există o altă soluție. Întotdeauna există o soluție. Hai că ai început bine, erai cu optimism și ne vedem mâine, ne vedem mâine la știrile Bucovina TV. Îți mulțumesc pentru prezență.